Parohia Sfânta Ana din municipiul Galați și-a sărbătorit astăzi hramul. Manifestările dedicate acestei zile au inclus programul liturgic, precum și activități cultural-artistice și educative. În mijlocul elevilor din parohie s-a aflat înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Casian, care le-a oferit acestora rechizite și cele necesare pentru începerea anului școlar. Astfel de daruri au primit 4.000 de copii din județele Galați și Brăila, valoarea sprijinului ridicându-se la suma de 200.000 de lei. Cinstirea Sfinților Părinți Ioachim și Ana a început în parohia Sfânta Ana din Galați încă de ieri, cu săvârșirea slujbei vecerniei. Cei prezenți au asistat apoi la un program oferit de elevi din parohie, care a inclus cântece, poezii, prezentări și ateliere de creație. Anul acesta, parohia gălățeană a desfășurat cea de-a șasea ediție a școlii de vară intitulată Satul, pridvorul Raiului, la care au participat zilnic, pe parcursul a 7 săptămâni de vacanță, peste 60 de copii, coordonați de preoții slujitori și de 20 de cadre didactice din municipiul Galați. Astăzi, Sfânta Liturghie de Hram a fost oficiată de un sobor de preoți în prezența înalt-preasfințitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a tinerilor și copiilor participanți la programele catehetice ale bisericii. Ierarhul a săvârșit apoi un parastas pentru patriarhii Nicodim Munteanu și Justin Moisescu și pentru ctitorii și binefăcătorii acestei parohii trecuți la cele veșnice. Părinții de aici organizează împreună cu credincioasele și credincioșii foarte multe activități educaționale, foarte multe activități social-filantropice la care se adaugă râvna pentru frumusețea lăcașului lui Dumnezeu, an de an, bucurându-ne de frumoasa pictură care cucerește încet, încet tot spațiul interior acestei monumentale biserici, care este frumoasă tocmai prin armonia slujitorilor, prin lucrarea foarte armonioasă cu școala, care se termină în curtea bisericii, iar curtea școlii se termină la treptele bisericii. A urcat astăzi treptele bisericii, aici spre Sfântul Altar, o mulțime de tineri și de tinere, într-o ținută de excepție, atât sufletească, cât și vestimentară, cât și din punct de vedere al educației pe care ei o primesc în familie, în școală și ne oferă nouă tuturor pe stradă. Ce bucurie și ce binecuvântare ca începutul noului an școlar să demareze în acest sfânt lăcaș la sărbătoarea Sfinților și Dumnezeieștilor Părinți Ioachim și Ana în fața a unei mari mulțimi de părinți care și-au adus pruncii la Sfânta Împărtășanie și a unei mari mulțimi de părinți sufletești pentru o mulțime de copii care au nevoie de protecție, de mai multă atenție din partea noastră și de mai multă deschidere a sufletelor noastre. Hramul parohiei gălățene a fost prilej de bucurie și pentru mulți elevi de la școlile aflate în apropierea bisericii. Aceștia au primit din partea părintelui arhiepiscop pachete cu dulciuri, ghiozdane și rechizite pentru noul an școlar. Acțiunea se înscrie în programul social-filantropic intitulat Și eu doresc un ghiozdan nou și bine echipat pentru a merge la școală. După slujbă, ierarhul a mers în mijlocul tinerilor și copiilor participanți la programele catehetice și a vizitat atelierele de creație și expoziție cu realizările copiilor. La finalul Sfintei Liturghii am vernisat împreună cu cei prezenți expoziția cu lucrările efectuate în perioada școlii de vară desfășurată la parohia Sfânta Ana pe durata 7 săptămâni de zile, de la 17 iulie până pe 9 septembrie. Toate lucrările care le-au făcut copiii în această perioadă au fost expuse în acest spațiu și copiii au fost bucuroși de lucrările lor și de impresia pe care au făcut-o aceste lucrări. De asemenea, copiii au beneficiat de o excursie de o zi la Mănăstirea Cârlomănești. Acolo, în jurul unui foc de tabără, au fost premiați și mă refer la copiii care au participat la aceste activități școlare. Și la sfârșitul liturghiei de astăzi, în Alpreasfințitul a făcut o slujbă de începerea anului școlar, la finalul căreia a împărțit și ghiozdanele pe care parohia le-a pregătit pentru acest început de an școlar. La final au fost oferite 1.000 de pachete cu alimente credincioșilor prezenți la slujbă.